Luna aprilie aduce multe vești bune pentru nativii horoscopului pe parte financiară. Veniturile cresc, apar noi oportunități interesante de afaceri, iar zodiile fac tot posibilul pentru a-și multiplica sumele din conturile bancare. Verifică dacă te numeri printre cei norocoși. Luna aprilie aduce vești bune pentru nativul din zodia Taur. Te bucuri de venituri substanțiale venite din surse suplimentare, precum proiecte și diverse colaborări profesionale. Îți plac luxul, opulența, lucrurile scumpe și hainele de firmă, motiv pentru care faci totul posibil pentru a satisface toate poftele. Vrei să te bucuri de tot ceea ce este frumos, dar pentru asta ai nevoie de bani. Accepți anumite colaborări în această perioadă, iar banii îți pică din cer. Gemeni. Nativul din zodia Gemeni se bucură de respect, admirație și dragoste din partea partenerului de viață. Iubirea plutește în aer în căminul vostru, motiv pentru care te gândești să duci relația la următorul nivel. La locul de muncă vor avea loc anumite schimbări benefice pentru tine. Vei avea parte de o avansare și vei primi o mărire de salariu care îți va rotunji veniturile lunare. Balanță. Anul 2023 este anul norocos al nativilor din zodia Balanță. Îți merge bine pe toate planurile, iar în această primăvară vei primi o mărire de salariu sau o ofertă de job pe care nu vei dori să o refuzi. La locul de muncă ești o persoană respectată și apreciată, în special când vine vorba de competențele tale profesionale. Ești văzut ca un adevărat lider, o persoană la care oamenii vin ca să ceară ajutor și sfaturi. Pe plan personal, duci o viață lipsită de griji, te bucuri de compania familiei, a prietenilor și a partenerului de viață. Cei care sunt singuri au mari șanse să cunoască pe cineva special, relatează playtech.ro.